Drumul pe care circulă ambulanțele și care duce la Spitalul Județean din municipiul Salău este un adevărat dezastru, pentru că denivelările și dâmburile care sunt acolo îngreunează transportul pacienților în siguranță. Drumul pe care circulă ambulanțele de la Spitalul Județean de Urgență Zalău este dezastruos, deoarece asfaltul este mult mai ridicat și este sub formă de mici dealuri care îngreunează cu desăvârșire mersul acestora pe acel drum. Nu numai ambulanțele au dificultăți când merg pe acest drum, ci și cetățenii municipiului care locuiesc în această zonă și care tranzitează zilnic zona. Ne aflăm la Spitalul Municipiului Zalău, unde drumul pe care circulă ambulanțele parcă este desprins din seria faimoasă de filme Fast and Furious. Gândiți-vă dacă o ambulanță ar trece pe aici cu vreo 10 km la oră, iar un pacient este înăuntru ambulanței și suferă o operație urgentă. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă pacientul ar fi operat exact în acel moment când ambulanța trece pe aici. Doctorii să-și ia răscuse că i-au atins un organ intern? Nu. Sigur, pacientul va suferi mult mai mult. De aceea, acest drum ar trebui să fie remediat cât mai curând.